Dacă ai încercat vreodată să pui un șurub și ți-a scăpat, știi cât de frustrant poate fi acest lucru. Acum soluția simplă este să cumperi o șurubelniță magnetică. O singură problemă. Aproape fiecare șurubelniță vândută azi nu vine magnetizată. În acest video o să-ți arăt cum poți magnetiza aproape orice șurubelniță instant și să o demagnetizezi oricând vrei tu. Șurubelnița magnetică. Există două moduri diferite de a magnetiza sau demagnetiza orice șurubelniță. Prima este o versiune DIY folosind curent electric. Transform orice șurubelniță într-un electromagnet. Înfășor un cablu izolat în jurul ei pe care îl alimentezi electric. E un lucru distractiv, dar nu e practic. După ce oprești alimentarea electrică, șurubelnița nu mai este magnetică. Urmărește videoul până la final. Acolo o să-ți explic cum se produce fizic magnetizarea, dispozitivul de magnetizare. Uite o soluție mai practică pe care trebuie să o vezi. Această cutie mică are puterea de a magnetiza sau demagnetiza orice șurubelniță, oricând vrei tu. Nu necesită energie electrică și poți magnetiza biți de impact sau prelungitori de biți. Iei șurubelnița și o treci prin orificiu de magnetizare de 6 până la 12 ori. Pentru rezultate bune, duci șurubelnița de la un cap la altul și menții o viteză mică. În doar câteva secunde, șurubelnița este complet magnetizată, iar rezultatul nu este doar temporar. Durează între 1 și 3 ani. Timpul variază pentru că depinde de metalul din care e făcut șurubelnița. Dacă observi că se slăbește, repeți aceeași tehnică și devine magnetică în câteva secunde. Ceea ce este și mai uimitor la acest instrument este că poate să și demagnetizeze orice șurubelniță. De data aceasta o vei trece prin orificiu de demagnetizare și te asiguri că intră în contact cu acele creste. În câteva secunde e demagnetizată și dacă vezi că e mai puțin magnetică, repeți procesul până când ești mulțumit. Acum e timpul când te încurajez să apeși pe butonul de like. Mulțumesc! Cum magnetizăm șurubelnița? Poți folosi șurubelnița magnetică nu doar ca șurubelniță, ci și ca unealtă magnetică dacă lucrezi la motor și scapi o piuliță sau o șaibă. Când treci șurubelnița prin dispozitivul de magnetizare, câmpul magnetic aliniază atomii din metal într-o direcție și asta creează forța magnetică. Nu te limita doar la șurubelnițe, poți face magnetizarea și la șurubelnițe scurte, la biți pentru bormașină și la cheile Allen sau Imbus. Un produs devine foarte practic dacă face bun un alt produs pe care îl ai deja. Cred că cea mai bună parte este că sunt surprinzător de ieftine. Găsești link-ul pentru dispozitivul de magnetizare în descrierea videoului. Îți las acum pe ecran un video în care vezi de ce scoate abur centrala termică. Apasă acum pe video și intră să-l vezi ca să afli care-i treaba cu aburul de la centralele în condensație.